Un accident rutier spectaculos a avut loc în apropiere de Rânca. Două persoane au ajuns la spital după ce mașina în care se aflau s-a răsturnat în afara carosabilului. La fața locului au intervenit echipaje de la serviciul de ambulanță, dar și cei de la Salvamont. Atât șoferul cât și pasagerul său se aflau sub influența băuturilor alcoolice.